Producătorii de carne de pui se tem de reacția Chinei în privința importurilor ca răspuns la suprataxarea europeană a mașinilor electrice produse de Beijing. O veste bună vine însă dintr-o analiză recentă făcută de Reveal Marketing Research. S-a mărit numărul românilor care consumă carne de pui, peste 71%, iar la carnea de porc avem un consum de 58%. Carnea de pește este consumată săptămânal de doar 25% dintre respondenți, arată același studiu. Și avem producători de carne de pui importanți, chiar la nivel zonal. Unul dintre ei ne explică acum pentru consumator ce înseamnă să aducă în farfuriile românilor un produs sigur. Știți că la AgroJurnal suntem preocupați pentru siguranța consumatorilor, de altfel vom reveni curând cu campania bine cunoscută Cu noi știi ce mănânci, cu un nou laborator partener care va efectua aceste analize la produsele din piață și retail. Siguranța alimentului pentru noi înseamnă să facem exact ceea ce trebuie zi de zi, de la bob la furculiță. De exemplu, luăm un piept de pui de pe raft și avem acolo o identificare care este așa ca un CNP al acestui produs, numărul de lot, care ne spune nouă cu exactitate în ce abator a fost sacrificat acel pui, într-unul dintre cele trei abatoare, toți parametrii de producție de pe linia de proces tehnologic, ne duce cu toate informațiile și toate detaliile precise către ferma unde a crescut acel puișor, tot ceea ce a mâncat. Și, bineînțeles, putem să ne ducem mai departe până chiar la ou. Deci putem să știm din ce ou a ieșit puiul respectiv. Deci, cumva, este istoricul detaliat al unui produs pe întreg lanțul de producție. Avem 5 laboratoare. Trei laboratoare analizează parametrii de calitate și de siguranță pentru produsele pe care le comercializăm, produse din carne de pui și produse procesate din carne de pui. Și un laborator care analizează tot ceea ce înseamnă furaj ca și produs finit, adică hrana puilor și materiile prime care intră în compoziția furajului. Și un laborator care analizează toți parametrii de, pentru fermele de pui, tot ceea ce înseamnă biosecuritate sau mediul ambient al păsărilor este analizat foarte strict. Deci cumva controlăm fiecare proces din lanțul nostru de producție și îl monitorizăm și îl analizăm foarte strict. Știm că sănătatea consumatorilor nu este negociabilă. Referitor la informațiile, claimurile, cum am putea să spunem, despre mediu, cum există acum pe unele etichete zero emisii de carbon, aceste aspecte vor fi foarte clar și foarte riguros reglementate. Va intra în vigoare un regulament european, posibil din 2025, care va impune producătorilor să justifice temeinic aceste claimuri.